Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana dascălu Alături de mine în studio se află, ca de obicei, invitatul permanent, jurnalistul Sorina Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-a Am văzut, am început la colegiul Ștefan cel Mare manifestările dedicate evenimentului 150 de ani de existență. Da, am văzut și acolo niște discursuri înflăcărate, cum vorbea vicepreședintele Consiliului Județean Vasile Ilie. Spune că e un fel de sorbon aici, de liceu din <laughs> Marea Britanie. Oficial da, într Și da. de -aia. Colegiul Ștefan cel Mare este unul dintre cele foarte importante din țară sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Dar după părerea mea a început această manifestare 150 de ani de la uh, înființarea colegiului cu stângu. De ce? Pentru că mi s-a părut mie că era o adunare ca de mormoni, înțelegi? Adică noi între noi eram acolo, suceveni între suceveni. La o astfel de manifestare atât de importantă, cel puțin un reprezentant al Ministerului Educației ar fi trebuit să fie prezent, dacă nu ministrul Führer, ministrul needucat al educației, măcar cineva din minister acolo, de rang înalt. Va fi vineri, din câte am înțeles. Nu știu, era prea, prea mult, cred, pentru să el să vină, vină de două ori. Nu știu, poate să fie vineri. Dar astăzi, la deschiderea oficială da. a acestor manifestări, ar fi trebuit să fie cineva din partea Ministerului Educației. Dacă nu însă mi mi ministrul, măcar un reprezentant. Însăți ministru, că așa... așa mi se... așa Acum corect, nu știu cine este spune... vinovat. Ori Colegiul Național Ștefan cel Mare, că n-a să se descurce. Ori s-a trimis o invitație nu și Nu știu, fost deci onorată. trebuia să se insiste pentru că la acest eveniment să fie cineva din partea Ministerului Educației. Pentru că, așa cum spuneam, este un eveniment foarte important. După părerea mea e un start tratat, poate se drege din mers, dar dacă știi cum e, dacă începe ceva prost, se termină și mai prost. Pe mine mă deranjează ca cetățean al municipiului Suceava, care știu că acest colegiu Ștefan cel Mare este atât de important, să fie atâta tam-tam, s-a vorbit atâta despre manifestările astea și să înceapă așa cu tot ai pe care îi vedem la toate manifestările. Ori era școala din Mălin, care împlinea 13 ani și două zile de la înființare, ori e Colegiul Național Ștefan cel Mare cu 150 de ani, tot aia. Tot doamna Zarojanu ar fi mers, tot domnul Ilie, adică același lucru. Nu văd nimic deosebit în ce s-a întâmplat astăzi. Da, uh, un alt, și La partea culturală da, aș vrea să remarc, dacă tot suntem la teme de genul asta, aș vrea să remarc faptul că la Festivalul Național Nicolae Labiș de anul acesta, Festivalul Marele Preme da. a luat, da, care s-a desfășurat în weekend la Suceava și la Mălin a luat un băiat, un tânăr poet din Boroaia Ceea ce înseamnă că acest festival chiar este pe bune și că nu se uită cei din jurul la uh, persoana de unde e, de a cui este și așa mai departe. Dacă un copil din Boroia a luat un marele premiu la Nicolae Labiș, înseamnă că este chiar bun. Eu nu mă pricep da. la poezie, dar eu spun că este chiar bun. Atunci, felicitări și <coughs> lui și, uh, și juriului. Da. <coughs> da. Bun, să vorbim puțin despre ce a pățit uh, ziaristul care firma... Colegul nostru colegul, din Uzara. Acum, nu contează, în primul rând, că e colegul nostru, no, contează am că -am mi -a, care își făcea știi, ce am remarcat? Un lucru bun, că <coughs> presa locală, indiferent de antipatii, simpatii și orgolii, Toată lumea a scris despre acest eveniment. Bineînțeles că nu că l-avea ar avea drag pe dinuzar, să zic așa. Dar toată lumea are boală pe miliție, pentru că miliția nu s-a transformat în poliție niciodată, în la noi impropriu se numește Poliția Poliție, pentru că este miliție toată ziua. S-a văzut Și acum, pe imagini. Avem dovezi în acest sens foarte multe. Da. Miliția încearcă să arate că are o altă față tot fac. Tot fel de manifestări din astea, cu antidrogul, anti. Sunt țânțari, anofeli, nu știu, tot felul de manifestări, încercând să pară europeni. Dar ei tot milițieni sunt. Și partea la miliție, că aduc băieți tineri. Nu, domne, băieții ăștia tineri care au venit în miliție s-au îmbolnăvit de la aia bătrâni și sunt la fel de tupeiști și de aroganți ca aia bătrâni. Nu este nicio diferență. Că în terminat școala de miliție acum, că a terminat-o înainte de 89, nu este absolut nicio diferență. Au comportamentul din ăsta de, de stăpân și ei încă nu înțeleg că miliția trebuie să fie în slujba cetățeanului și, și nu invers. cetățeanul în slujba miliției. Ce i s-a întâmplat lui Dinu Zara acolo este un caz tipic pentru relația dintre cetățean și miliție. Că putea să nu fie Dinu Zara să lucreze C în presă. Mă gândesc putea, că nu l-au recunoscut, <coughs> asta dar, e clar. Dar nu mă interesează, putea... Putea să da. fie o femeie care vinde, care vinde sparanghel în piață. Și dacă femeia avea chef să filmeze în stradă, da. dar miliția asta nu știe, Era tot apare domnul, apare domnul panțărul de la purtătorul de cuvânt, tot îl văd între steaguri acolo, parcă e un cetățean, stă între rufe, știi? Cum nu stau e stea... lui, așa au fost păpuși. Să... Măi, Adrian, lasă-mă să termin cu imaginea asta, știi? Comunicate stă domnul panțărul între flamurile alea, așa ca ca bărbatul care își ajută nevasta la întins rupe rufe pe sârmă și tot vine cu comunicate că a făcut miliția nu știu ce a făcut miliția. Nu, dar pe mine mă interesează relația dintre milițian și cetățean. Miliția dă comunicate de presă numai când are chef și dă din asta. mă vă câlă din astea că s-a trântit unul cu mașina în gard. Dar dacă e vreun șmecher ala n apare în nota poliției pentru că asta este situația. Dau numai cele convine și presa trebuie să ia măgăurile și pâlâurile lor cu 13 ani 14 ani nu mă interesează asta. Și uh, uh, această mentalitate a milițianului, ți-a zis putea să fie oricine să filmeze. Da. Și miliția acest lucru trebuie să l înțeleagă că orice cetățean în spațiu public poate să facă fotografii, poate să filmeze, poate să scubească nas, dacă nu deranjează trecătorii, dacă nu aduce dacă nu deranjează pe ei să-și da, treaba. dacă nu acolo, aduce atingere uh, nu uh, persoane, poate să facă ce vrea care -i și milițianul respectiv cu mentalitatea aia. Hai mă, paparații de drum. Băia de la țară a dus la oraș, că sigur e adus acum. Dacă nu e prima generație, cred că a doua, dar încă nu, nu, nu s-au dumirit ei care este treaba. Uh, și hai mă, paparații de drum și că l-a lovit. I-am spus lui Dinu. Nu se întâmplă nimic, pentru că milițienii între ei nu scot ochii. Eu n-am văzut milițian la milițian să scoată ochii. Astăzi a fost un comunicat de presă pe care l-a primit toate, toate redacțiile, l-au primit, în care se spunea că o să se facă cercetări. Eu chestia asta că o să se facă cercetări, am auzit de o mie de ori. Și o să vină un comunicat, eu am zis lui Dinu, în care o să spună că uh, plutonierul sau ce e la acolo, unul, da. Xulescu, cum îl cheam pe milițianul ăla, era în timpul serviciului și Uh, nu a văzut uh, momentul în care el a fost lovit și o să spună Dinu, cum de eram la un metru, da, Vine cu martor și vine Dinu cu soția, dar la milițianul vine cu trei de -ai lui, uh -huh. cu 4 băieți de -ai lui de cartier. Că uh, distanța <coughs> dintre băieții ăștia șmecheri care umblă cu mașini, stau cu mâna în grindă la padrino și uh, turează mașinile și uh, fac uh, valuri, și între un milițian nu prea este, pentru că ei cam din același aluat făcuți. Că dacă te duci în restaurante și în discoteci, vezi cot la cot, milițienii cu băieții cu ceafalată, că și ei cam au cea cu mâinile în grindă. Și atunci unul cu mâna în grindă, cum să-i scoată ochii unuia cu mâna în grindă? Și din uzare, Băi, din nou te-ai întâmplat pe acolo și nu era, Momentul, ai picat prost, asta este da. Și nu o să se întâmple nimic O să spună miliția că nu l-a lăsat Dinu zară pe ăla să-și facă, facă treaba, treaba. Da, Și da, că l-a da. lovit, dar n-a văzut polițistul Și o să facă anchetă De ce tocmai astăzi, după ora 14 L-a sunat pe Dinu de la miliție Dacă era un cetățean Dacă n-ar fi scris în ziarea asta toată lumea Că uite ce s-a întâmplat, miliția nu se sesiza Și l-ar fi, fi chemat după o lună Și nu s-ar fi întâmplat nimic Nimic, nimic Acum o să se întâmple nimic. Mm. Deci, asta este mentalitatea și când îi vezi pe ăștia pe la întâlniri, pe la Consiliul Județean, pe la Prefectură, cum fac ei rapoarte și spun că au prins atâția, nu sunt bun de nimica și sunt o gașcă. În Știi practic? care e chestiunea, Adriana? E o gașcă de băieți cu late, așa, care face legea uh, fără să aibă voie și e o gașcă de băieți cu late care fac legea și au voie pentru că ei sunt îmbrăcați în costum. Deci diferența între băieții cu ce felate e că unii sunt îmbrăcați în haină de polițist, ei alții nu sunt îmbrăcați în haină de polițist. Dar mentalitatea este aceeași și mintiuca tot atâta. Din păcate. Bun, și am văzut liberalii au la organizația municipală un nou președinte, un om de afaceri pe nume Marius Zmău. Deci penibilii pământului s-au adunat la PNL Suceava. Mai penibil ca cei de la PNL Suceava n-am mai întâlnit de acum două ore, cred. A venit domnul Smou, cum a venit el tot îmbrăcat frumos de duminică, de Paște și cum spunea el că noi liberali o să facem. De unde a apărut domnul ăsta? Nu știu. Ci că e patron. Dar domnul ăsta patron, dacă vine acum și vrea să conducă un partid și vrea el să dea lecții de democrație, și de deșteptăciune și de deschidere și de modernism. Până acum, domnul patronul ăsta a făcut el ceva acțiuni în Suceava. L-ai auzit tu cum a mers el cu niște olimpici și le-a luat nu, calculatoare? Nu, nu. Cum a mers să ajute niște bătrâne să treacă strada? Sau ceva de genul ăsta. Cum a impulsionat el activitatea altor să uri sau nu? Ai auzit tu de el și el cum vine? Acum se pune la șef nu. la PNL. Păi se pune șef la PNL că e cu mătru cu șeful de la județ, cu Alexandru Băișanu. Și a venit domnul ăsta, marele om de afaceri, o fi mare om de afaceri, dar eu n-am auzit de el. Și a venit și a spus acolo că noi, PNL-ul, trebuie să dăm primar la ceva. Păi da' te râd și curcile. Să vină Marius Mău se bată cu Ion Lungu. Cam care, cam care ar fi scorul, știi? Cam știu unde favora cu ei. Păi nu, dar cum, cu un tupeu din ăsta și stăteau acolo da. în sală și aplaudau. Și domnul Băișanu venea și vorbea, parcă era Alexandru cel Mare. Uh, Alexandru Băișanu va candida, vorbea despre el la Consiliul județean, și dacă o să ce? Care? Bun, bă, candidează! Băiatule, fă Or, ce, cine are fă ce acesta, vrei! Și urmă. tot cu mesaje din alea anti-PDL, fusiel din aia, cu pupat pe bot, cu Gheorghe... Fâs, niște fâsâite dintre astea... Eu am impresia că domnul Băișanu lucrează undercover pentru PDL. Pentru că nu este posibil să fii atât de penibil și să spui că tu aperi PNL-ul, că dacă ai vrea într-adevăr să faci politică pentru PNL și să ajuți partidul ăsta, nu ți-ai pune cu mătru șef la municipiu, n-ai venit cu discursuri penibile și ca să fie imaginea halu-halu, a mai venit și unul de la PRM în sală și a cântat la microfon, i-a cântat, a zis o poezie lui Alexandru Băișanu. Și toate zilele scriu și noi cei de la Partidul România Mare susținem toate măsurile liberale. Este incredibil cum prm a ajuns să susțină măsurile liberale. Suntem alături de PNL și de domnul Sândel. De Sândel e ăla care face comicării pe la muzică populară, știi? Ăla care se strâmbă, face ca visul pentru a obține o rimă. Nu, dar ce, auzi ce prestanță are președintele PNL Suceava să vină unul să-i spună la microfon? Domnul Sândel. Știi, domnul Sandel. Un bărbat tânăr frumos cu mult caracter, un politician curajos, cam rar ca el. El spune adevărul, îi spune, hai că dar nu mai citesc că mi cerinca? se face rău. Tu, unul Au. de la PRM, nu contează cum îl cheamă, dar în moment, dacă eu mă pun în situația, eu să fi fost pe scenă, să fi venit unul să-mi spună să un exaltat ex dintre asta, domnul Sorinel. Păi, lua <laughs> microfonul din gură și îl fugăream acasă. Și în secunda a doua, când spunea că bărbat frumos, că nu știu ce, că deștept, curajos, așa. Eu m-aș fi băgat sub masă de rușine, m-aș fi înroșit. Cum? Și am înțeles că Sandu Bășanu nu numai că nu l-a dat afară. De-aia și strâns mai la sfârșit. Deci lui îi place. A, deci a plăcut. Și, a, și, a plăcut. Și atunci stai și te întrebi. Normal că pdl o face ce vrea, pe cuvântul meu. Că așa o poziție, nici n-ai cu cine să te bați. Dacă ăștia sunt în poziție, Alexandru Bășanu și cu Marius Mău, Păi cei de la PDL o să conducă țara până în 2890. Pentru că n-ai opoziție, n-ai cu cine. Cu ăștia care își fac singur rode, se încurajează, dar pe ei nu îi votează nici de pe Casa Scării, la Asociația de Proprietare. <laughs> mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, doamnelor, aici se încheie comentariul zilei în mai bine.